Subiectul din această seară este intitulat și totuși adevărul. Doresc să împărtășesc cu dumneavoastră câteva gânduri în această seară în legătură cu adevărul etern, care oricât de persecutat ar fi, oricât de ascuns ar fi de oameni și tradiții, mai devreme sau mai târziu va ieși la suprafață. Adevărul lui Dumnezeu nu poate fi dosit și nici înmormântat pentru veșnicie prietenii. Adevărul triumfă în orice condiții, chiar dacă păstrarea acestuia sau eventuala demonstrare a adevărului este, bineînțeles, scump plătită de cei care îl susțin, transformându-i pe aceștia în martiri, adeseori în istorie. În cazul lui Galileo Galilei, dacă vă aduceți aminte, adevărul a fost negat de fric, un adevăr crezut cu toată certitudinea și convingerea interioară a lui Galileu, totuși frica, a dictat tempoul acelei întâlniri din în sala de judecată. Cam mai apoi, ieșind din acea sală de judecată, pe buzele omului de știință să se audă cuvintele aproape șoptite, cu răsuflarea aproape oprită și totuși se învârtește, e pur și Da, Adevărul a fost negat de buzele majorității oamenilor, adeseori de frică, adeseori pentru un câștig mărșaf, în timp ce conștiința îi îndemna să identifice adevărul cu ceea ce este el în realitate. Blazonul sau, dacă vreți, eticheta, reputația sau interesul au făcut ca oamenii să devină fie oportuniști, fie ipocriți. Adevărul este etern și invincibil. Deși a dus la tăcere în multe instanțe pentru o perioadă de timp, odată cu apariția unei noi generații de oameni, adevărul prieten întotdeauna renaște la fel de puternic, dacă nu cumva mai puternic și mai exploziv ca oricând, provocând mintea umană la cercetare personală și la investigații care pot schimba perspectiva majorității despre realitate și viitor. Bineînțeles că ce rămâne critic în toată această chestiune a investigării sau a cercetării după adevăr este sursele credibile care pot să ne așeze pe calea care duce la adevăr. Cercetând puțin evidențele argumentative cu privire la timpuri, soroace, calendare, amestecuri de calendare, impactul acesta asupra timpului, credinței, societății și chiar asupra religiei. Sigur că toți suntem de acord, timpul este fie prietenul nostru cel mai bun, fie dușmanul nostru cel mai mare. Timpul în genere n-a fost neapărat, să zici, o busolă morală a societății, dar putem spune că timpul este o chestiune esențială a dinamicii societății umane, adică este tempoul nu? societății, este acea, acea cadență, acel marș ritmat al societății umane. Un caz mai aproape, foarte comentat, ar fi, dacă vreți, simetria lui Ezechiel, așa se cheamă, așa am intitulat-o, simetria lui Ezechiel. Unde se găsește? Ezechiel, capitolul 20, versetul 20. Ce spune profetul acolo? Sfinți sabatele mele, că cele sunt un semn între mine și voi, ca să știți că eu sunt Domnul Dumnezeul vostru, adică cu alte cuvinte ce spunea Domnul Hristos în circumstanțele când a dat cele 10 porunci, Exodul capitolul 20, versetul 8, aduceți-vă aminte de ziua sabatului ca să o sfințiți, șase zile să lucrezi, dar ziua șaptea este ziua de închinare dedicată Domnului Dumnezeului tău. Problema este că au existat și mai există încă oameni care contestă exactitatea timpului în general, așa după cum alții contestă exactitatea ciclului săptămânal. Aceștia împing de obicei lumea, nu ei, teoriile pe care le promovează dumnealor, împing lumea în derizoriu, creând confuzie și haos acolo unde se poate. În final, toate gimnasticile teologice care la prima vedere par revoluționare, nu-i așa, noi nu am inventat roata, ucenicii unor astfel de idei revoluționale îi vezi cam peste tot plini de zel și bine intenționați, chiar având un scop nobil în sine. La sfârșit, totuși, produc acest haos, această descurajare care împinge lumea în derizoriu. Atunci când adevărurile fundamentale, super dovedite de scriptură, sunt aruncate pe fereastră pentru speculații inteligente, captivante, senzaționale, care au ca scop să hrănească mai mult eul personal și înfatoarea autorilor sau a promotorilor decât onoarea lui Dumnezeu, trebuie să intervenim în mod politicos pentru a atrage atenția societății și celor neavizați că avem, de fapt, un elefant foarte șmecher în bucătărie. Există o contestație, mai mult sau mai puțin legitimă, a adevărului privitor la ziua teotignă afectată de schimbarea calendarelor, care se presupune că ar fi mătura definitiv din peisaj ciclul săptămânal și ar fi alucat lumea și societatea, așa cum spuneam, în haos, distrugând rațiunea legii lui Dumnezeu, ca să fiu mai precis, legitimitatea poruncii a patra. Există o nouă versiune teologică și aș am o tangoul haosului, în care mi se spune că nu există o ordine a lucrurilor, și pur și simplu suntem abandonați și lăsați la cheremul celor care țin un sabat lunar, care cade de fiecare dată într-o zi a săptămânii, în mod cât se poate de babilonic și dezordonat. Spre exemplu, într-o săptămână sabatul care miercurea, în altă săptămână cade lunea, apoi joia, apoi următoarea va cădea duminica, vinerea, marțea, etc. Această teorie a sabatului înnecat în confuzie și haos își găsește originea în cei care cândva au ținut sabatul și s-au lepădat de el. Ideea că se schimb, schimbarea calendarului iulian în calendar grigorian ar fi șters regularitatea ciclului săptămânal implicit al zilei sabatului a șaptea, eliminând realitatea obiectivă a acestuia șase zile să lucrezi și a șaptea să te odihnești pentru că aceasta este ziua de odihnă închinată Domnului Dumnezeului tău, nu a fost generată de protestanți sau creștini de tradiție. Această idee a sabatului haotic n-a fost creată nici de musulmani care țin vinerea, ci a fost creată de cei care cândva au ținut sabatul zile șaptea, ca astăzi să fie cei mai înversionați dușmani ai credinței pe care au susținut-o domniile lor cândva. E foarte ciudat, nu? E foarte interesant. Dar cel puțin 150 de ani în urmă, o pare inspirată i-a văzut în viziune. I-a descris exact așa cum se manifestă Dumnealor astăzi, pe toate platformele, pe toate meridianele. Iată ce spune. Autorul inspirat în Scrier Timpurii, o carte cunoscută de mulți dintre noi, experiențe și viziuni, dar e subtitlul Scrieri Timpurii, pagina 36. Haideți să citim o declarație, o viziune în anticipație de cel puțin 150 de ani. Am văzut că cei patru îngeri vor ține în frâu cele patru vânturi până când lucrarea lui Isus se va isprăvi în sanctuar și atunci vor veni cele șapte plăgi. Aceste plăgi i-au înfuriat pe cei răi împotriva celor neprihăniți. Ei credeau că noi am adus judecățile lui Dumnezeu asupra lor și că dacă ne-ar șterge de pe fața pământului, adică dacă ne-ar omorâ, atunci aceste plăgi ar înceta. S-a dat un decret, evident, un decret de moarte, pentru a-i ucide pe sfinți, decret care i-a făcut pe aceștia să strige zi și noapte după izbăvire. Aceasta era timpul strâmbtărării lui Iacob. Apoi toți sfinții au strigat cu sufletul sfâșia de durere și au fost izbăviți de glasul lui Dumnezeu. Cei 144 de mii au triumfat. Fețele lor erau luminate de slava lui Dumnezeu. Apoi mi-a fost arătat, atenție, atenție, apoi mi-a fost arătat un grup care țipa în agonie. Cine fi ăștia? Pe veșmintele lor erau scrise cu litere mari, ai fost cântărit și găsit prea ușor. De ce oare? Am întrebat cine erau cei din grupul acesta. în cerul a spus, aceștia sunt cei care au ținut odată sabatul și au renunțat la el. Deci acești oameni care astăzi promovează un sabat lunar, au ținut cândva sabatul. Ăștia nu sunt protestanți, nu sunt creștini de tradiție. Ăștia sunt oameni ieșiți din adventism. L-am auzit strigând în, i -am auzit strigând în gura mare. Am crezut în venirea ta și am propovăduit-o. Neobosit. Așa fac ei. Și în timp ce vorbeau, ochii li s-au oprit asupra veșmintele lor și au văzut ce era scris și apoi au început să bocească. Am văzut, spune pana inspirată, că ei băuseră din apa cea limpede și o tulburaseră cu picioarele lor pe cea care a mai rămas caseră în picioare sabatul și că de aceea fusese recântăriți și găsiți prea ușor. Dragii mei prieteni, e trist că cei care au ținut cândva sabatul se ocupă astăzi cu istorioare închipuite și cei care au ținut ca sabatul astăzi îl calcă și prin aceasta tulbură apa și învață pe alții să bea dintr-o apă tulbure. Ce triste să bei din apa limpete, ca mai apoi să tulburi apa, iar cei care vin după tine să bea din această confuzie de idei. Cum e posibil ca oameni care au înțeles adevărul, oameni care au ținut cândva sabatul, au respectat legea lui Dumnezeu, au avut o conduită cuvioasă asupra aceasta, să ajungă să se lepede de adevăr? La această întrebare ne răspunde tot pana inspirată. Oamenii care se îndepărtează de la cunoașterea lui Dumnezeu, și au pus mințile sub controlul stăpânirilor celui rău, iar acesta îi instruiește să fie slujitorii lui. Cu cât sunt aduse în fața tinerilor și a noastră, că nu există tinerețe, ci doar o tinerețe cu ceva mai multe amintiri, cu cât sunt aduse mai mult în fața tinerilor, puține lucrări ale celor necredincioși, cu atât va fi mai bine. Îngerii cei răi sunt mereu în alertă pentru a înălța înaintea tinerilor lucrări care le vor vătăma mintea și pe măsură ce sunt citite cărți care exprimă vederi păgâne și necredincioase, acești agenți nevăzuți ai răului caută să trezească în cei care le studiază un spirit de îndoială și necredință. Asupra ce? Asupra cuvântului Dumnezeu, asupra Scripturii. Cei care se adapă din aceste ape necurate nu însetează după apa vieții, că cei sunt satisfăcuți cu rezervoarele crăpate ale lumii. Ei consideră că dețin comorile cunoștinței, când de fapt ei strâng doar lemn, fân și paie, lucruri care nu merită să fie nici câștigate, nici păstrate. Și acum, prieteni, atenție, cum s-a ajuns ca cei care țin sabatul să calce în picioare sabatul, să tulbure apa și să dea altora un mesaj confuz. Felul în care se apreciază pe ei înșiși, ideea că o cunoaștere superficială a lucrurilor constituie educație, îi face să fie înfumurați și mulțumiți de sine, când ei sunt, de fapt, așa cum erau fariseii, care nu cunoșteau nici Scriptura, nici puterea lui Dumnezeu. Dragii mei, această caracterizare a motivelor, a scopurilor, care, de fapt, îi. Energizează pe acești foști păstrători ai sabatului să tulbure apa, caracterul lor, motivația lor este deschisă de Pana, inspirată nu de mine. Prieteni, sunt trist că minți înțelepte au fost amăgite de orgoliu și înfumurare de sine, infatoare, dacă vreți. Și aceste minți vor ajunge nu numai să arunce, să-ți arunce calendarul lui Grigore în față, sub pretextul pietății absolute, dar vor merge la tribunal și vor deveni agenții experți în demolarea adevărului odată mărturisite de ei înșiși. Sabatul săptămânal și mana sunt două realități simbiotice care nu pot fi despărțite. Dacă sabatul zilei a șaptea este o farsă, înseamnă că și mâncarea sau mâncatul manei căzut în ziua pregătirii este o farsă. Și atunci istoria manei trebuie eliminată sau raportată la lună nouă. Adică poporul primea mană fie la lună nouă, fie la perioade dezordonate, intermitante, dictate de lună. E greu de crezut că promotorii sabatului lunar mănâncă irregular. Aceasta doar demonstrează ridicolul unei rătăciri periculoase. Dacă Dumnezeu ne-ar da mâncare odată marțea, odată joia, apoi lunea, în de acord cu mofturile lunii, nu știu cât să mai fi în viață. Știți, prieteni, fără timp nu există măsură a lucrurilor. Timpul a fost și va rămâne o chestiune de principiu. În sensul onoarei și de ce? Nu, a respectării promisiunii făcute față de Dumnezeu și față de oameni. Să te ții de cuvânt înseamnă să vii la timp să nu întârzi, să-ți plătești datoria la timp, să te culci la timp, să mănânci la timp, să vorbești la timp, să taci la timp, să te rogi la timp, să citești cuvântul lui Dumnezeu la timp, etc., etc. Lista poate continua. Deci, că vrem, că nu vrem, avem o mie de argumente din Scriptură care vorbesc despre un Dumnezeu regular. Un Dumnezeu al săptămânii create de El însuși. Un Dumnezeu care este dirijorul întregului univers. El, Tatăl nostru din cerul, Domnul nostru Isus Hristos, ține măsura dinamicii universului, El ține cadența unei armate universale. Mana era dată în fiecare zi a săptămânii. Erau două excepții în această rutină. Prima era în ziua a șasea, ziua de pregătire pentru sabat, când poporul trebuia să adune o porție dublă de mană, în timp ce ei, în timpul zilei a șaptea, mâncau din mana care căzuse în ziua pregătirii. În sabat nu cădea mană. În sabat trebuia să se mănânce mana adunată în ziua pregătirii. Intenția respectării zilei de odină sau zilelor de odină a fost foarte clară de la început, promovarea unei noi teze că sabatul, zilea șaptea, care este ziua de odină, pică odată marțea, vinerea, lunea și așa mai departe, nu va impacta sau nu are uh, drept urmare decât descurajarea cetățeanului onest în a mai căuta, cerceta, fugi, vâna, dacă aveți, cuvântul ordonat de Dumnezeu în favoarea unei propuneri care invită la haos. De obicei, am simpatizat cu autorii de carte care, pe de o parte, au fost contestați vehement, în timp ce, de cealaltă de parte au fost aplauzați cu pasiune. Mi s-a părut interesant o declarație foarte provocatoare a unui astfel de autor care spunea că dacă, atenție, sabatul ar fi fost păzit, sabatul zilei a șaptea, șase zile să lucrezi și a șaptea să te odinești, dacă sabatul ar fi fost păzit, gândurile și afecțiunile omului ar fi fost conduse între sau către creator ca obiect al venerației și închinării și nu ar fi existat niciodată un idolatru, un ateu sau un necredincios. Dacă sabatul zilei așa ar fi fost păzit, astăzi lumea n-ar fi fost împărțită în mii de religii și toate gândurile și afecțiunile rasei umane ar fi fost călăuzite către Dumnezeu și Fiul Său Domnul Iisus Hristos ca și Creator, care ar fi fost unicul obiect de venerație și de închinare. Și n-ar fi existat, dragii mei prieteni, idolatrii, atei, necredicioși, speculanți, etc., etc. Cu toate că lumea astăzi mustește de ateism, în cuvântul sabat, reprezentând ziua a șaptea a Scripturii, să știți că această idee, această Noțiunea de odihnă a zilei a șaptea este aproape identică în 108 limbi. Dintr-un total de 160 de limbi ale omenirii, ziua 7 este numită Sabat. A fost dr. William Mead Jones de la Londra. A pregătit o diagramă care dovedește acest lucru. O copie acestei diagrame vă prezint aici, în fața dumneavoastră: Chart of the Week, Chartul Săptămânii. În partea stângă ne vedeți limbă, săptămână, zilele și ziua 7. Acum se numește în zile diferite. Bineînțeles că aveți începe cu limba ebraică, nu în care ni se prezintă cuvântul Shabbat, Targum of Onkelos, care ne spune Shabbat, Targum Dialect of the Jews in Kurdistan, care ne spune Shabbat, după aceea avem Kurdistan și Urimia, Persia, cuvântul Shabbat, avem Babilon, care ne spune Shabbat, avem în Arabic, care ne spune Chief or Rejoicing Day, care se referă la Sabbat, Western Asia, ne spune sabat, etiopic, abisinia, ni se spune sabat, tiger, abisinia, ni se spune din nou sabat, amharic, abisinia, ni se spune sabat, felasa, ni se spune saturn, felasa, ni se spune sabat, egipteana veche, ni se spune sabat, saturn, coptic, în Egipt, ni se spune sabat, ziua șaptea, orma, gala, Ni se spune sabat, sanscrită ni se spune saturday, ziua lui saturday, hindi ni se spune ziua lui Saturn. pali ni se spune saturday și exemplele pot continua. Punjabi ni se spune ziua de odihnă. Dragii mei prieteni, avem întreaga listă de 108 limbi, care toate recunosc. Ziua Sabatului și aproape o numesc la fel în fiecare limbă. Deci, Dr. William Mead Jones de la Londra a muncit foarte mult pentru această diagramă și oferim tot creditul pe tema asta, dar aș vrea să vă invit să vedem argumentația celor care lucrează în astronomie, celor care sunt experți, care lucrează în diferite instituții de cercetare științifică din diferite țări, ce au declarat lor cu privire la continuitatea ciclului săptămânal? A fost sau nu afectat schimbarea calendarelor sau nu? Și după aceea trecem la câteva concluzii. Deci, Dr. Heckley din Watchmen, iulie 1926, Hackley a fost un astronom foarte bine cunoscut care spunea: Prin calculul eclipselor, se poate dovedi că niciun timp nu s-a pierdut, iar zilele creației au fost șapte, împărțite în 24 de ore fiecare. Interesant. O altă declarație, Dr. Totten, profesor de astronomie la Universitatea Yale, Yale University, spune clar, rasa umană nu a pierdut nicio secvență septenară, adică de șapte zile, a zilelor săptămânii și că sabatul acestor vremuri din urmă vine până la noi de la Adam. Băi, fraților, deci ăștia sunt oamenii grei care fac declarații astăzi. O altă declarație făcută de James Robertson, 12 martie 1930. Nu a existat nicio schimbare în calendarul nostru în secole trecute care să fie afectat într-un fel ciclul săptămânii. E clar, deci omul ăsta lucrează la US Naval Observatory. Dr. Frank Jeffries, membru al Societății Regale de Astronomie și director de cercetare al Observatorului Regal Greenwich Anglia. Se poate spune cu certitudine că nu s-a pierdut nicio zi de creație și în ciuda tuturor modificărilor calendarului, nu a existat nicio pauză în ciclul săptămânal. Una dintre cele mai izbitoare confirmări colaterale ale istoriei mozaice a creației este adoptarea generală a împărțirii timpului în săptămâni, care se extinde de la statele creștine ale Europei până la țărmurile îndepărtate ale hinduismului și a predominat și a predominat în mod egal printre evrei, egipteni, chinezi, greci, romani, barbarii din nord, națiuni dintre care unele au avut puțin sau deloc comunicare cu alții și nici măcar nu erau cunoscute pe numele de evrei. Este introducerea lui Horne. Volumul 1, pagina 69. Donner fusese profesor de astronomie la Universitatea din Helsingfors, și ce spune dumnealui? Săptămâna a fost urmărită de mii de ani, și prin urmare a fost sfințită prin folosire imemorială. Întotdeauna am ezitat să sugerez întreruperea continuității săptămânii, care, fără îndoială, este cea mai veche instituție științifică lăsată moștenire nouă din antichitate. Enciclopedia britanică, ediția 11, volumul 4, pagina 988, articolul Calendarul. Ne spune, săptămâna este o perioadă de șapte zile. A fost folosit din timpurile imemoriale în aproape toate țările din Est. O altă declarație interesantă, Dr. Dyson a fost astronom regal, observator regal la Greenwich, Londra. Din câte știu, în diferitele modificări ale calendarului nu a existat nicio schimbare în ciclul de șapte zile ale săptămânii, care au venit din timpurile foarte străvechi. Dr. W. W. Campbell el a fost director al observatorului Lick, Mid-Hamilton, California. Săptămâna de șapte zile a fost folosită încă din zilele dispensației mozaice, și nu avem niciun motiv să presupunem că au existat nereguli în succesiunea săptămânilor și a zilelor lor de la acel moment până în prezent. O altă declarație foarte interesantă, generalul O.M. Mitchell. Astronomia Bibliei, pagina 235, spune De mai bine de 3000 de ani, știința s-a întors înapoi și cu cercetări profunde dezvăluie faptul că în această perioadă vastă, lungimea zilei nu s-a schimbat cu o sutime parte dintr-o singură secundă. Imaginați-vă, deci nu s-a atins săptămână. Mă bucur, dragii mei prieteni, că putem să adăugăm mărturia acestor oameni de știință care este irrevocabilă, o mărturie care susține ciclul să săptămânal. Fiindcă am fost computer de timp la Greenwich, observatorul Angliei, de mulți ani, pot să mărturisesc sau pot să vă mărturisesc că toate zilele noastre sunt sub controlul absolut al lui Dumnezeu. Măsurate fără încetare prin rotația zilnică a Pământului pe axa sa. Această perioadă zilnică de rotație nu variază. O miime de secundă de mii de ani. De asemenea, anul este un număr foarte definit de zile. În consecință se poate spune că nici o zi nu a fost pierdută de la creație și în ciuda tuturor schimbărilor din calendar nu a existat nicio pauză în ciclul săptămânal. Frank Jeffries, Dr. Jeffries a fost membru al Societății Regale Astronomice și director de cercetare al observatorului regal Greenwich din Anglia. Calendarul Iulian a fost folosit când Iisus Hristos a fost pe pământ. Inițiatorul său, Iulius Cezar, a murit cu 44 de ani înainte de nașterea lui Hristos. Acest calendar, care a continuat să fie folosit timp de 15 secole, nu a fost precis în ceea ce privește durata anului său, deoarece erau 11 minute și 14 secole secunde prea mult. Între 1582 și 1752 și până în 1919, toate națiunile Europei au trecut, dragii mei, de la calendarul Iulian la cel Grigorian. Dar în toți acești ani, 337 de ani, toată lumea a avut exact acelea zile ale săptămânii. Locuitorii Spaniei, care s-au retras să doarmă joi seara, octombrie 4, s-au trezit în următoarea dimineață, vineri 15. S-a devansat calendarul cu 10 zile. Vineri, vineri 5 octombrie avea să devină vineri 15 octombrie. Unele națiuni au început imediat utilizarea noului calendar. Acestea au inclus Spania, Portugalia și Italia. O parte din Germania a făcut schimbarea doar în 1583. Un an mai târziu. Iar restul națiunilor au așteptat până în 1700, undeva acolo. Cam în acel moment, țările de jos, Suedia și Danemarca, au acceptat-o și ele. Și apoi, în cele din urmă, în 1752, Anglia și coloniile americane au făcut trecerea. Pe când Anglia a făcut trecerea în noul calendar, erau deja 11 zile care trebuiau schimbate în loc de 10. Miercuri, 2 septembrie. A fost urmată de joi 14 septembrie. Rusia și Grecia au continuat să folosească calendarul de stil vechi, calendarul iulian, timp de încă 150 de ani. În cele din urmă, în 1917, Turcia, în 1918, Rusia, 1919, Serbia, 1923, Grecia, Ultimele națiuni moderne îl aveau să-l adopteze. Trecuseră 341 de ani de la începutul schimbării. Și încă o dată explic, prieteni, timp de 337 de ani, calendarele Europei au fost toate amestecate, iar datele lunilor au variat de la o țară la alta lunilor, atenție. Dar toate zilele săptămânii erau la fel în timpul acela, căci nu se schimbaseră. Când era luni în Rusia, era luni în Germania, Anglia și Italia și era luni în celelalte țări. Toți trăiau sub calendarii diferite. Când a început secolul al XX-lea, sabatul în Rusia era acela sabat ca în Anglia, deși datele se separau de 14 zile, auziți, dar ciclul săptămânal nu fusese afectat. Enciclopedia Britanică o numește uniformitatea inalterabilă a săptămânii, deoarece ciclul săptămânal n-a fost niciodată afectat de schimbările de calendar. Dragii mei, și de această cauză, săptămâna de șase zile, dată, săptămâna de șapte zile, dată Dumnezeu, omenirii, -a la crearea Lumii, n-a fost niciodată atinsă de schimbările calendaristice de-a lungul secolelor. Prieteni, nu se poate demonstra de către nimeni că Europa, cea care a adoptat calendarul grigorian schimba sâmbăta cu joia sau joia cu lunea, nu există nicio dovadă că în timp ce țările care încă mergeau după calendarul iulian aveau o altă formă de săptămână și nu corespundea sabatul Spaniei cu sabatul Rusiei. Nu există. Nu se poate dovedi aceasta. Ciclul săptămânal a fost păstrat totdeauna. Ziua sau săptămâna a fost aceeași peste tot, timp de 337 de ani și mai mult, în timp ce Europa avea calendarele amestecate. Am o declarație spre final pe care aș dori să o împărtășesc cu dumneavoastră. Se găsește în Marea Luptă, ediția engleză, 595, care ne spune așa. Dumnezeu va avea un popor pe pământ care să mențină Biblia și numai Biblia ca standard a tuturor doctrinelor și baza a tuturor reformelor pe care trebuie să le facă ei, nu? Opiniile oamenilor învățați, că e Grigore, că e Iulian, că Deducțiile științei, crezurile sau deciziile eclesiastice, consiliile, oricât de numeroase și discordante, uh, ale, ale bisericilor, pe care le reprezintă vocea majorității, nici unul sau din toate acestea nu ar trebui privite drept dovezi pentru sau împotriva oricărui punct, punct, al credinței religioase. Înainte de a accepta orice doctrină sau precept, noi ar trebui să cerem sau să întrebăm după un așa stă scris. Așa vorbește Domnul. Cel rău se străduiește în mod constant să atragă atenția asupra omului în locul lui Dumnezeu. El conduce pe oameni să uite să se uite la episcopi, la pastor, la profesori de teologie, ca îndrumări în loc să cerceteze scripturile pentru a-și învăța singuri datoria. Aduți aminte de ziua de sabat, pentru că în ziua șaptea Dumnezeu s-a odihnit de toată lucrarea pe care o făcuse și o zinise el. Este un principiu atât de simplu, neatins de consilii, de decrete, de calendare. Este plăiada tuturor oamenilor care au dovedit-o în această seară am încercat să împărtășesc câteva dintre ele, pentru că timpul nu ne permite. Deci, prieteni, impactul unui astfel de studiu este să ne țină tari. Bagnotele false vor fi întotdeauna diferite, dar adevărul întotdeauna va fi același. Subiectul din această seară s-a numit și totuși adevărul. Ca să fie un titlu triunfal, un titlu complet, aș putea să spun, totuși, adevărul va triunfa. Fie ca bunul Tată Ceresc să ne ajute să stăm, așa cum spune Isaia, la lege și la mărturie. Că dacă nu stăm la lege și la mărturie, nu va răsări soarele peste poporul acesta. Cuvântul e simplu, Biblia este atât de accesibilă și pentru copii și pentru adulți. Prieteni, adevărul în sine este simplu, este înălțător, este majestic, nu e complicat și nu dă dureri de cap și bătaie nimănui. Fie ca bunul Tată cere să ne binecunteze și să ne dea înțelepciunea de a studia cuvântul așa cum vrea El. Amin.